Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit la rubrica Viețile Sfinților! Astăzi vom vorbi despre viața Sfântului Sava. Sfântul Sava a trăit în vremea împăratului Teodosie cel Mic, 403-450. Era original din Capadocia, iar părinții lui se numeau Ioan și Sofia. La vârsta de 18 ani ajunge la renumitul călugăr Eftimie, care îl trimite la cuviosul teoctist. Acolo s-a desăvârșit și apoi a făcut multe minuni. Din minunile sale amintim că, prin rugăciunea lui, a izvorât apă în locuri fără de apă. A fost trimis ca sol la Constantinopol de Patriarhie Ierusalimului. După mulți ani de nevoințe și nespuse bucurii duhovnicești, Sfântul Cuvios Sava a avut o vedenie dumnezeiască, a cunoscut data trecerii sale la cele veșnice. Culcându-se închidia, s-a chemat pe toți părinții și frații și le-a dat sărutarea cea mai de pe urmă, punându-le egumen, pe... egumen în locul său, pe melit. Acestuia i-a poruncit să păzească fără vătămare toate așezămintele mănăstirii date de dânsul. Apoi, au trecut patru zile fără să guste ceva și să vorbească cu cineva. Astfel, sâmbătă seara, cerând prea curatele taine și împărtășindu-se, a zis cuvântul cel mai de pe urmă: Doamne, în mâinile tale îmi dau duhul. Și așa s-a săvârșit în ziua de 5 decembrie 532. Cuviosul Sava a murit la vârsta de 94 de ani. În secolul al XII-lea, trupul. Sfântului Sava a, luat, a fost luat de cruciați și dus în Veneția. Acesta a fost adus înapoi în mănăstirea Sfântul Sava, cel Sfințit, abia după înțelegerea dintre Papa uh, Paul al VI-lea și Patriarhul Ortodox grec Antenagora, în cadrul vizitei Papei în țara sfântă în anul 1965. Părinții săi, Ioan și Sofia, l-au crescut pe sfânt până la vârsta de 5 ani, după care, lăsându-l în grija unui unchi, au plecat pentru o vreme în Alexandria, tatăl său, comandant militar, fiind comandant militar. La vârsta de opt ani, Sfântul a îmbrățișat viața monahală, intrând în mănăstirea Sfântul Flavian, aflată în apropiere, unde s-a nevoit vreme de zece ani. Când s-au întors părinții săi, deși căutau să-l facă să se întoarcă acasă, Sfântul a ales să continue viața monahală. Când a împlinit vârsta de 18 ani, însă cu Sava a călătorit la Ierusalim, iar de acolo la mănăstirea condusă de Sfântul Eftimie cel Mare, prăznuit în data de 20 ianuarie, care l-a povățuit către cuviosul Teoctis, care conducea o mănăstire de obște, pentru a se deprinde cu ascultarea, cu smerenia și cu celelalte fapte sfinte. Se spune că atunci când l-a văzut Sfântul Eftimie, l-a numit pe acesta copil bătrân, fiind tânăr cu vârsta, dar bătrân cu înțelepciunea și traiul. Sfântul Sava a trăit în mănăstirea condusă de Cuviosul Teoctist până la vârsta de 30 de ani. După adormirea Cuviosului Teoctist, succesorul său a binecuvântat dorința Sfântului Sava de a se zăvură într-o peșteră. Doar în zilele de sâmbătă, el își părăsea peșterea și venea în mănăstire pentru a participa la Sfânta Liturghie și a mânca împreună cu frații. După o vreme, primind binecuvântare, cuviosul a renunțat să mai vină în mănăstire, rămânând în peșteră vreme de cinci ani. Atât în timpul viețuirii nopște, cât și după aceea când s-a nevoit în peșteră, Sfântul Sava s-a aflat suportarea de grijă a Sfântului Eftimie. În ultimii ani, părintele său duhovnicesc începuse să l ia cu sine în adâncul pustiei, unde se întâlna o singură dată pe an, petrecând împreună o perioadă înainte de Sfintele Paști. Când părintele său a adormit în domnul, în anul 473, viosul Sava, cel sfințit, s-a retras într-o peșteră aspră lângă mănăstirea Sfântul Gerasim de la Iordan. În anul 478, Sfântul s-a așezat într-o peșteră de, de pe sâncile văiei Chedron, undeva la sud-est de Ierusalim. Mai apoi, în anul 491, Patriarhul, Patriarhul Salustiu a Ierusalimului l-a hirotonit preot, iar în anul 494 același patriar l-a rânduit arhimandrit cu autoritate peste toate mănăstirile din Palestina. După multă vreme, el a devenit povățuitor și învățător al multor călugări și puznici. Tot mai mulți ucenici au început să se adune în jurul său, căutând viața monahicească. În jurul peșterii sale s-a dezvoltat actuala mănăstire care îi poartă numele, Lavra Sfântului Sava cel Sfințit. Cu Viosu a întemeiat câteva mănăstiri, săvârșind minuni și tămăduind mulți bolnavi și demonizați. Sfântul Sava cel Sfințit a alcătuit prima regulă tipiconală pentru slujbele bisericii, numită apoi tipicul Sfântului Sava, Acceptată de toate mănăstirile din Palestina, iar apoi de mănăstirile ortodoxe din întreaga lume. Sfântul Sava cel Sfințit a luptat pentru apărarea dreptei credințe împotriva mișcărilor monofizită și origenistă, deoarece era cunoscut și iubit de patriarhii din Ierusalim. El a fost trimis de două ori în cetatea Constantinopolului. În anii 511 și 531, pentru a mijloci către împărații Anastasie și Iustinian I, spre a-i convinge să se opună acestor mișcări eretice. După mulți ani de nevoințe și nespuse bucurii duhovnicești, Sfântul Cuvios Sava și-a dat sfârșitul. Încă din ceasul morții, cu viosul Sava cel cinstit, a fost cinstit ca sfinții de viețuitorii, ca sfinți, de viețuitorii din mănăstirea sa. În secolul al XII-lea, cinstitul trup al Sfântului Sava a fost luată de către cruciați și dus în Veneția. Cinstitele sale moaște au fost aduse înapoi în mănăstirea sa din apropiere de Betleem, în anul 1965, după înțelegerea dintre Papa Paul al VI și Patriarhul Ortodox grec Atenagora, în cadrul vizitei Papei în țara sfântă. Până astăzi, în mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit, viețuitorii nu mănâncă mere în amintirea unei întâmplări din viața cuviosului cel mult iubit. Astfel, pe când era tânăr și se afla în grădină, vrând să mănânce un măr cu viosul Sava, l-ar fi luat pe acesta în mână și privindu-l ar fi zis, frumos la vedere și bun de mâncare, dar tu ne-ai ucis pe noi. După care, aruncând mărul, și-a luat drept canon ca niciodată în viața sa să nu mănânce vreun măr. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem cu bine și cu sănătate și la alte filmări.